altă modalitate prin care puteți să realizați o predare de activitate către studenți și care îi îndeamnă pe ei la reflexie și care nu mai este o activitate sau o predare de activitate, nu o secundă, că merge foarte greu, individuală, este cea de tip blog, da? În care studenții pot să scrie fiecare dintre ei o părere, o idee și care este vizualizată de către toți ceilalți studenți și puteți să încurajați pe studenți să și comenteze la ceea ce fac, au scris studenții colegilor în acel blog. Acest lucru se face prin adaug activitate sau resursă și se selectează cea de O-blog, da? Este această activitate de aici de O-blog, care se adaugă, se scrie titlul, da? Un anumit intro care este descrierea activității. Dacă permiteți comentarii, ceea ce vă recomandăm să faceți, să permiteți comentarii de la utilizatorii care există și că el să fie vizibilă pentru toți acești participanți. În rest, celelalte opțiuni, eu vă recomand să nu umblați la ele, sunt ok așa cum sunt, puteți să vă uitați peste ele și să le lucrați. În momentul acesta aveți un blog creat în care poate fiecare dintre studenți, deci nu doar dumneavoastră, deci fiecare dintre studenți, să scrie un mesaj, să scrie un mesaj, un text, o activitate pe care i-o dați și să o adauge, și în momentul acela ea devine vizibilă. Am să vă arăt acum cum am creat eu asemenea activitate pentru studenți, în care i-am pus să analizeze criteriile de design pentru trei site-uri web identificate, le-am spus unde se găsește acea informație legată de criteriile de design și să comenteze importanța acestora și să le exemplifice în blog pentru trei site-uri web identificate. Fiecare student a răspuns și a scris un anumit text și unii dintre ei au și comentat. Acest student a predat cu întârziere, este activitate din primul semestru. Activitatea, vedeți, am este marcată puternic diferit decât celelalte. Și aici sunt toate intrările la fiecare dintre studenți. Unii dintre studenți au predat o formă de PDF, i-am rugat să anuleze acest lucru și să predea din nou și să includă și linkurile. Deci, și studenții au comentat la aceste lucrări și au putut să citească. De ce este acest avantaj? Pentru că, de exemplu, eu de ce îl folosesc? Că mi-este imposibil să le arăt studenților foarte multe site-uri web sau să comentez varietatea criteriilor de design. Dar așa ei vor vizualiza mult mai multe site-uri web. Citesc comentariile de la colegilor aproape toți, întotdeauna. Acest lucru se poate vedea din statisticile din rapoarte, iar eu tot așa pot să le comentez și să le notez aceste comentarii care ei le realizează, această analiză critică și reflexie asupra unei părți de informații pe care eu le-am furnizat-o lor în curs.